Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bacău a fost în perioada 8-10 septembrie gazda programului eparhial Lăsați copiii să vină la mine, început în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în urmă cu 10 ani. Cu acest prilej, vineri la praznicul nașterii Maicii Domnului a fost dusă și așezată spre închinare în biserica parohială racla cu moaștele Sfântului Cuvios Iosif de la Văratec. Evenimentul a culminat cu Sfânta Liturghie săvârșită astăzi de Părintele Arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii Văratec. Actul jertfelnic al Mântuitorului Hristos este un acord al Sfintei Treimi, pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât a acceptat ca pe singurul și unicul său fiu să-l dea ca jertfă de răscumpărare pentru neamul omenesc. Calitatea aceasta de jertfă sau jertfa în sine este prezentă în toate cultele și culturile lumii. La finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a citit rugăciunile pentru începutul noului an școlar și a oferit elevilor dulciuri și rechizite. Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute, să vă lumineze calea, mintea și inima, ca la sfârșitul anului, cum astăzi Părintele Paroh a pregătit niște daruri pentru copii, deci Alfa și Omega, și să rămâne și să pendurați între acestea, așa că aceste daruri să vă aduc aminte că pentru faptul că sunt un fel de premii, dacă nu, pentru cei care au frecventat școala și biserica. Cel puțin o dată pe săptămână copiii și cu părinții să vină la biserică sau într-o zi a săptămânii, o sărbătoare. Așa că Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă mulțumim că ne-ați primit cu dragoste și că ne-am regăsit în contextul acestei frumoase comunități închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena. Iubiți copii, este timpul să ne pregătim ghiozdanul credinței, cămășile nădejdei și penițele dragostei pentru a ne curăți sufletul și inima spre a-L vedea pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca fiind învățătorul, profesorul, educatorul prin excelență. Cred că e un moment în care trebuie să dăm glas sentimentelor de recunoștință și să le așezăm la tronul Preasfintei Treimi pentru faptul că ne-a binecuvântat cu aceste frumoase și binecuvântate zile. Iată că Biserica Sfinților Împărați Constantin și Elena este din nou gazda acestui frumos și interesant proiect eparhial Lăsați copiii să vină la mine, un proiect care până de curând cred că a fost unic în Patriarhia Română la inițiativa înalt preasfințitului Părinte Ioachim, proiect despre care dumneavoastră știți pentru că multe din etapele acestui proiect s-au derulat în curtea bisericii noastre și vă mulțumim pentru această onoare și cinste pe care ne-ați făcut-o înalt preasfinția voastră. Proiectul social-educațional eparhial Lăsați copiii să vină la mine a început în anul 2013 la inițiativa și sub coordonarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim. Programul îi susține pe elevii care provin din medii defavorizate și care au nevoie de sprijin duhovnicesc și material.